găsit, prieteni francezii și germanii au renunțat în proporție de 40% să mai consume carne sau, dacă ar fi să facem o medie, se consumă în aceste două țări cu 40% mai puțină carne decât până acum. Fiind niște țări destul de dezvoltate și cu un nivel de trai ridicat la nivel european, consumul de carne era unul destul de ridicat. Este în continuare un apanaj al oamenilor care o duc bine. Cum la nivel global sunt țări în dezvoltare, se pare că acestea vor începe să consume din ce în ce mai multă carne sau la această concluzie au ajuns specialiștii, astfel încât amprenta de carbon care s-a păstrat, să spunem, constantă, se va păstra constantă în perioada următoare, a scăzut în țările mai dezvoltate, dar va crește în continuare și se va egaliza cumva această balanță în perioada următoare, pe măsură ce țările mai puțin dezvoltate vor ajunge să aibă creștere economică în perioada următoare. În orice caz, lăsând la o parte amprenta de carbon și impactul negativ asupra mediului, și faptul că acest produs, carne, este mai scump față de legume și fructe, este un produs nesănătos și în tradiția noastră, cel puțin bunicii, părinții sau vârstnicii în general, de foarte multe ori spun că nu există mâncare fără carne, că ce fel de mâncare e aia fără carne, sau cel puțin în Ardeal, mie mi s-a întâmplat foarte des să mă întâlnesc cu ardeleni care să gândească așa. Sigur, tendința este în schimbare, începem să realizăm că alimentația fără carne sau cu mai puține proteine animale este una destul de bună și care să ne întărească pe de o parte sistemul imunitar. Unii consideră că de fapt carnea roșie, la care România este campioană, consumul de carne roșie este unul destul de ridicat la nivel european în România. Consumul de carne roșie este unul cancerigen, alături de zahăr și proteinele din lapte. În fine, astea sunt lucruri pe care le știu și le puteți citi cu siguranță din informații de la specialiști, dar ce pot să vă spun este că în țările dezvoltate oamenii au început să consume din ce în ce mai puțină carne și ar fi bine să luăm și noi exemplul lor, să încercăm cu legume, fructe, peștele, chiar dacă și el este o carne, este mult mai sănătoasă decât cea de vită, de porc sau de pui. Ne revedem mâine dimineață, dragi prieteni, un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media, zi minunată, vă doresc!